Bună, Raluca, și mă bucur că astăzi ne revedem și că ai acceptat invitația mea. Înainte de a trece la subiect, aș vrea puțin să o prezint pe Raluca. Ador să o prezint. Raluca este de profesie psiholog, este și director a unui centru educațional din Brașov și, bineînțeles, este și mamă a 3 copii. Subiectul pe care o să-l abordăm astăzi este despre agresivitatea la copii. M-am gândit să venim în întâmpinarea părinților pentru a-i ajuta cum să gestioneze această agresivitate și, bineînțeles, a cadrelor didactice. Raluca, Bună, vrei Mona! să ne spui câteva cuvinte? Bună, Mona! Mulțumesc de prezentare! Mulțumesc pentru invitație, pentru ideea acestui interviu, care este minunată și foarte utilă, cred eu, poate fi utilă într-adevăr pentru mulți părinți, poate chiar și cadre didactice, pentru că încă și în rândul cadrelor didactice, tocmai pentru că nu au meseria de psiholog sau nu neapărat au susținerea consilierilor sau a psihologilor, încă au provocări mari și, aș spune eu, din ce în ce mai mari pe tema acestei agresivități. Exact. Din păcate, oricum vedem și noi ce se întâmplă în jurul nostru. Agresivitatea, din păcate, se manifestă zilnic, atât în rândul adulților, dar mai ales în școli. Și la grădiniță, dar la grădiniță încă nu se manifestă la cote atât de înalte, precum se manifestă în școli. Și aș vrea să încep cu prima întrebare pe care mi-am notat-o. Agresivitatea poate avea mai multe forme de manifestare. Care sunt acelea, dacă poți să mi le spui? Așa. Agresivitatea, sau să-i spunem un răspuns violent sau dureros pentru ceilalți, sau care îi poate răni pentru ceilalți, poate fi de mai multe feluri. Poate fi sub formă verbală. Mulți copii aleg să-și spună ceea ce îi deranjează, ceea ce e sănătos. Adică e bine că copiii din ziua de azi au această putere de a vorbi. Înainte, știm, ascultam de frică, pentru că ne era frică și să deschidem gura, nu pentru că nu aveam nimic de spus. Nu, sigur, cu noi cu toții aveam multe de spus și nu le spuneam și rămânea pe undeva prin structurile noastre ceea ce nu spuneam. Și așa era cum era. Aș spune eu că este o evoluție faptul că ai noștri copii sau copiii din ziua de azi spun, doar că adică suntem la nivelul următor, ceea ce arată că se simte mai puțină frică în școli. Înțeleg eu de aici că, pe de o parte, că poate profesorii nu se mai prezintă cu acea aură de frică, de impunere dictatorială sau cu acea senzație, nu o mai dau că ei vor ca pur și simplu toată lumea să tacă pentru că așa a zis, de frică. Da? Și atunci înțeleg eu că de copii aleg să spună și datorită, să zicem, a ceea ce simt din partea cadrului didactic, dar și datorită faptului că s-au obișnuit de acasă să spun. Ok. Și atunci, acest răspuns din partea lor, să zicem, cu dureros, poate fi sub mai multe forme. Agresiv verbal, spun cuvinte care rănesc. Le zicem, noi nu vorbim urât, nu vorbim, nu folosim înjurături și așa mai departe. Dar, în esență, ei spun cuvinte care rănesc, tocmai pentru că, de fapt, ei, poate în acel moment, se simt răniți în vreun fel. Și atunci,
le este greu să spună despre ceea ce îi deranjează, ceea ce îi doare într-un mod, să zicem, sănătos. Și aleg varianta nesănătoasă. O altă modalitate este că nu spun și fac. Împing, lovesc. Și anunțat și neanunțat. Adică se trezesc mulți dintre copii pe la spate, așa, tot față de alți copii loviți. Altă variantă este că sunt așa, acest numit bullying. Sunt ironizați, da? Se folosesc cuvinte cu tentă din asta ironică, cu tentă de a aduce o formă a rușinii, cu tentă din asta de a poziționa pe celălalt sub o formă, să zicem, inferioară. Dar nu este, asta spun, ceva, să zicem, ce intenționează ei să facă. Eu nu cred că asta vor copiii să facă intenționat. Eu cred că le este greu să înțeleagă cum să spună ceea ce simt într-un mod sănătos. Și atunci vin pe varianta asta, care zicem noi că este o mare provocare în vremurile noastre. Nu știu dacă mai sunt alte, da, mai fac poate alte lucruri, că se trezesc copilașii cu lucruri furate sau cu lucruri vandalizate, adică le iau lucruri din ghiozdănele, se trezesc cu caietele pătate, cu tot felul de farse din astea care ar putea fi distractive dacă toată lumea s-ar distra, dar din păcate, să zicem, mai mulți copii sau doar unii dintre copii cad, să zicem, victimă mereu altora și nu se întâmplă și invers, adică nu se distrează toată lumea. Și atunci este o formă a unui răspuns violent, zicem noi, agresiv. Dacă intrăm așa în profunzimea agresivității, care este cauza agresivității a unui copil? De unde pornește ea? Ce se întâmplă în interiorul acelui copil de ajunge să devină agresiv? Fie că e verbal, fie că lovește, fie că râde de un alt copil, da? Cum ne confruntăm cu acest bullying. Care este cauza, de fapt? Ce se întâmplă în interiorul copilului? Ce îi lipsește? Păi să zicem, cauzele sunt de mai multe, din mai multe categorii. Cauza primară este, să zicem, emoția pe care copilul o simte în acel moment, da? Care poate fi o emoție neplăcută, de furie, de tristețe, de dezamăgire, de ură. Poate că copilașul, într-un moment în care lui e greu cu ceea ce simte, și poate fi una din aceste emoții, a învățat, da? Cauza, a învățat să se conecteze la această emoție într-un mod sănătos. Deci cauza ar fi conectarea nesănătoasă la propria emoție. Nici de cum nu este emoția problema. Nu, cu toții simțim aceste emoții. Este sănătos să le simțim și să putem să rămânem conectați cu ele și să putem să vorbim despre ele. Adică cum ar fi, de exemplu, un copil care simte ură, pentru că așa simte el, da? Să zicem, a venit un copilaș, a trecut pe lângă el și să zicem că poate s-a uitat într-un mod în care el a crezut că se uită urât la el. Și această interacțiune a determinat, a trezit o emoție poate de ură într-un copilaș. Și când a simțit-o, răspunsul copilașului la propria emoție a fost poate un mecanism, un comportament asociat pe care el l-a învățat de undeva, ca să reacționeze la ceea ce simte el, la ură. Da? Deci, să zicem, o altă cauză pot fi comportamentele învățate. Și comportamentele se învață din mai multe medii, de acasă, în primul rând. Dar nu într-un mod din ăsta în care părinții îl predau așa, că părinții nu predau, știi, când simțim ură, ne răzbunăm. Și atunci copilașul, când se duce la școală, el simte ură, că așa a perceput el interacțiunea cu copilașul respectiv și se apare răzbunarea. Și răzbunarea
Poate fi o formă de bullying, poate fi o formă de vandalizare, să spună cuvinte care rănesc, orice variantă. Și atunci îl vedem și zicem că, uite, acest copilaș, spunem noi că este agresiv, dar el nu este agresiv, ci are un răspuns agresiv, un comportament care aduce o formă de violență, o formă de durere în relația cu ceilalți atunci când el, când lui e greu, cu emoție de-a lui care este grea pentru el. Bun. Și atunci, răspunsul lui la ceea ce simte a fost învățat de undeva, dar învățare din asta experiențială. Adică sunt sigură că nimeni nu i-a predat. Știi, când simțim ură, ne răzbunăm pe celălalt. Și varianta asta, nu zic nu. Pot fi părinți care spun, a, păi dacă vine cineva să uită urât la tine, spune-i, vorbește-i și poate că părintele a vrut să-i spună că să-i vorbească despre ce simte, să-i spună ce simte, nu știu ce a predat acolo. Zicem că este și varianta asta, în care efectiv unii părinți așa și învață de acasă. Păi dacă te lovește, lovește. Dacă se uită urât la tine, uită-te și tu, doar nu stai așa să nu zici nimica, da? Crezând părintele că poate l-ajută pe copil spunându-i asta. Bun, deci este un comportament învățat, poate așa, dar majoritatea eu cred că învață într-un mod experiențial, adică pur și simplu asta văd ei undeva și atunci asta fac. Și bineînțeles, copiii așa învață cel mai mult. Degeaba le spunem noi teorie, că ei mai mult fac ceea ce facem noi, ca și adulți. Și atunci învață, practic, un comportament învățat de la adulții din jurul lor, care pot fi părinții de acasă, pot fi inclusiv profesori, educatori din mediul social, pentru că ei pe aici se plimbă, acasă la școală, acasă la școală. Sunt destul de multe ore și aici și aici. Mai învață de la copiii de vârsta lor, adică văd că un copil așa reacționează, știe. Și așa, sau de la copii pe care ei simpatizează. De cele mai multe ori, învățarea se produce mai ușor sau achiziția sau absorpția aceasta experiențială se întâmplă în momentul în care noi nu zicem ne place de cineva. Da? Și de aceea, de la părinți, cumva copilașii absorb ca un burete pentru că ei iubesc pe ei și fără să vrea, în această conexiune de iubire se transferă tot. Se transferă și experiența părinților, uneori chiar și ce simt ei. Da? Suntem interconectați, chiar dacă nu se vede, nu pare, părem noi separați, dar nu este chiar așa. Atunci copilașii sigur că pot să preia răspunsul la propria emoție într-un mod nesănătos. Da? Și poate fi din toate mediile lor. Mai ales în cele unde ei merg cel mai des. Și atunci toți adulții din jurul lor contează, și cei de la școală, și cei de acasă, și părinții, inclusiv părinții adulții colegilor lor, pentru că dacă, să zicem, există o interacțiune din asta agresivă, neplăcută între doi colegi, și se întâlnesc părinții lor și discută, păi acei copii vor învăța. Și de la părintele care vine și își spune părerea, poate într-un mod supărat, poate într-un mod obosit și poate că el este agresiv și nu-și dă seama. Păi amândoi copiii învață din răspunsul ăsta. Fără să o facă într-un mod teoretic, sunt sigură că părinții nu asta vor să predea agresivitatea, ei vor să ajute, dar poate că foarte mulți dintre ei nu știu cum să ajute sănătos și mai rău pot să facă. Și se fac, din păcate, de multe ori. Știu foarte multe exemple în sensul ăsta. Da, așa este. Următoarea întrebare. Cum gestionăm agresivitatea unui copil asupra altui copil? Atât noi părinții, cât și, bineînțeles, cadrele didactice. Cum gestionăm atunci când apare un conflict de genul acesta? Așa. Odată. Să vedem care este autoritatea responsabilă. Da? Să zicem că și contextul unde s-a întâmplat. Dacă cei doi copilași au avut o interacțiune violentă între ei,
într-un centru educațional sau la școală sau acasă sau undeva în parc, da? Acolo este contextul unde știm cam cine este autoritatea responsabilă. Cine ar putea fi responsabil? Bun. Dacă este la școală, atunci autoritatea responsabilă să ajute este doamna învățătoare, domnul învățător, doamna profesoară, domnul profesor sau adultul care era poate de serviciu în preajmă, dacă este în pauză, să-i supravegheze. Și atunci, părerea mea este că acela este responsabil să intervină în acest conflict, în ceea ce se întâmplă între copilași. În primul rând să spună stop, vă rog frumos să vă opriți și dacă copilașii nu se opresc efectiv fizic, să intervină între ei, adică să ia pe unul dintre ei în brațe fără să agreseze sau efectiv să intervină la mijloc, pentru ca cei doi să înțeleagă și acest stop fizic, dacă pe cel verbal nu îl pot înțelege sau nu se opresc de la el. Bun, deci odată că intervin sub forma asta, în primul rând să opresc ceea ce se întâmplă și apoi, dacă știu cum să abordez această situație sănătos, să o abordez, dacă eu ca și adult nu mă simt în acel moment, să zicem, suficient de cu toate resursele la mine. Dacă poate sunt obosit, poate sunt cu energia mai jos, atunci să cer ajutorul unui alt adult în momentul ăla, că poate efectiv pe unii dintre profesori învățători unele situații pot depăși. Și atunci este frumos sau responsabil din partea lor să mai ceară un ajutor rapid, dacă au cui. Dacă nu au cui, atunci să zicem, pot folosi o variantă și majoritatea folosesc varianta care le vine în mod automat. Da? Și atunci și varianta propria lor care vine în mod automat, sigur că va fi de undeva ori educată, lucrată cu sine, da? Adică sunt un adult conștient, lucrez cu mine și poate că am încă două variante. Poate am varianta veche primită în copilărie. Și mie și mie greu uneori cu ea și vine și îmi spune sub formă de gânduri și emoții ce aș putea să fac într-un conflict din ăsta, dar poate am și varianta educată de mine, prelucrată până într-un punct sau poate până în punctul final și văd că poate reușesc din una sau din cealaltă să opresc acel conflict. De aceea foarte mulți profesori, educatori, adulți, părinți au un răspuns din ăsta mixt la... Își doresc să vină cu o variantă bună, că se vede o variantă sănătoasă, dar nu tot timpul le este chiar așa de sănătos, chiar nici lor. Și atunci înțelegem de ce încă copiilor, să știți, copiii sunt simptomul adulților. Dar dacă vedem că încă este multă violență și agresivitate, doar înțelegem că și adulților din jurul lor le este greu încă cu asta. Cam atâta părerea mea este că putem să înțelegem. Și atunci, practic, cine ar trebui ajutat mai mult pe lângă copiii cu starea lor? Starea lor este normală și doar au nevoie de o îndrumare sănătoasă, corectă, ca cum vrem noi să fim ca o societate armonioasă, sănătoasă și să ducem lucrurile către lumină și beneficitate pentru toți, atunci trebuie să începem de la adulții din jurul copiilor. Bun. Și atunci, să zicem că, da, în primul rând intervin cu stop verbal și fizic. Și apoi, dacă mă pricep, iau la o discuție. Dacă mă pricep, dacă nu mă pricep, uite, vă spun eu o variantă și o să vedeți dacă cumva vă este ușor să o preluați, pentru că există foarte multă educație pe parenting, dar nu o pot implementa cu adevărat educatorii, învățătorii, chiar nici părinții. De ce? Pentru că este o variantă teoretică. Până nu o Exact. trec prin corpul lor, eu înțeleg că încă le e greu, așa că eu pot să dau idei, dar nu mă aștept ca aceste idei să poată fi chiar și așezate în comportamente, în acțiuni atât de ușor, mai ales pentru adulți, aceia care simt și recunosc cu sinele că încă le e greu cu energia aceea care se întâmplă acolo, da? Mulți dintre ei cu energia aia simt să plece, să fugă, să cheme pe altcineva responsabil și înțelegem de ce, da? Că încă, de fapt, le e greu în corpul lor
cu acele emoții, nimic altceva. Nu că nu vor, nu că nu cred, există acest nu pot, acest nu pot. Bun. Și atunci, intervin verbal și fizic, următorul pas. Îi iau la o discuție. Nu vin cu diagnostice, nu vin cu soluții, nu trag la răspundere pe nimeni până nu înțeleg eu, poate că am văzut. Dar dacă nu eram lângă să aud tot ce s-a vorbit, să văd cum s-a desfășurat tot scenariul dintre cei doi, eu nu pot decât să vin cu o presupunere. Cu o presupunere de, da, dacă această presupunere nu este corectă, adică nu este conectată la ceea ce au pățit ei exact între ei. Da? Și atunci nu presupunem. Da? Putem să avem idei, putem să le auzim în capul nostru, dar cel mai sănătos este să mă conectez la aici și acum. Ok. V-am văzut, vă văd că vă e greu. Am văzut că din acest greu v-ați și lovit. Sau că ați vorbit urât unul cu celălalt și vă văd la amândoi că nu vă e bine la niciun ce s-a întâmplat, copilaș, și aș vrea să vorbiți amândoi, să vorbiți pe rând. Și atunci când vorbește unul, celălalt să nu-l întrerupă, chiar dacă ar vrea să-l întrerupă. Da? Să-i dăm spațiu fiecăruia să spune ceea ce simte așa cum simte, este dreptul tău să simți ceea ce simți, este normal să simți orice, dar întâi ce facem ca adulți? Le validăm emoțiile, pentru că eu sunt sigură că fiecare dintre ei, poate că depinde cum i s-a mai făcut această, să zicem, corecție a comportamentului sau ajustare sau cum a mai fost el ajutat în situații de genul, da? Posibil să aibă deja niște așteptări de la adult și să creadă că o să fie judecat, posibil copilul să creadă că el nu are dreptul să simtă ceea ce simte, probabil să creadă, da? Să aibă și el niște așteptări din astea nesănătoase în legătură cu sine, da? Și să îi și fie greu. Ideea e că nu vrem să-i punem să se simtă rușinați pentru ceea ce simt. Din contră, să le explicăm partea sănătoasă, că este ok să simți orice emoție neplăcută ai simțit tu. Și îmi dau seama că modul în care tu ai reacționat la propria emoție a fost într-un mod în care cred că nici ție nu ți-ar plăcea să-ți facă ție ceilalți, da? Dar întâi vreau să știu cum a fost pentru tine, da? Adică merg cât mai simplu, spune-mi. Cine vrea să înceapă? Eu. Dacă nu începe unul, îi spunem noi, hei, uite, te rog, începe tu și apoi încep tu și data viitoare o să schimbăm. Tu o să începi dacă mai există o data viitoare. Bun, te rog, spune-mi, cum a fost pentru tine? Păi, că eu așa, că o să-și explice experiența cum poate, da? Dacă celălalt începe să reacționeze, nu e adevărat că nu a fost așa, o să-i amintesc, te rog, să te oprești, eu, și tu o să ai momentul tău și el nu o să te întrerupă și eu o să te ajut în legătură cu asta. Da? Și vedeți că tot tonul meu va fi, ca și adult, unul cald, unul care e ferm, adică se înțelege clar care sunt limitele, te rog să aștepți. Și să știi că și el o să aștepte pentru tine. Da? Sunt fermă, sunt clară, nu spun că, uite, ai vrea să aștepți, uite. Nu, e o fermitate. Te rog să aștepți. E rândul lui acum, da? Am stabilit că deja începe. Când e rândul tău, e rândul tău, nu se bagă nimeni peste tine. Sunt foarte fermă, caldă și nu certăreață. Da? Și vedeți, ca să pot fi așa, înseamnă că trebuie să fi lucrat și eu cu mine ca adult. De-aia eu sunt sigură că nu poate să preia nimeni așa ce zic eu așa de simplu, da? Dar putem fi ajutați în sensul ăsta, ca și adulți, dacă ne dorim să devenim adulți sănătoși pentru copiii noștri, da? Fie că e copilul meu născut de mine biologic, fie că e copilul meu de la clasă, tot copilul meu se cheamă. Bun. Și atunci aș spune așa. Întâi ascult experiența, îi spun că ceea ce simte este sănătos. Da? O să-l ajut eu să zic. Dar și ce ai simțit? Furie, tristețe? Ce ai simțit tu de... Da, îl ajut un pic să se conecteze. De ce să mergem noi către emoții? De ce să-i ducem acolo? Că vedeți că eu am observat că în majoritatea educatorilor și a învățătorilor și a pedagogilor în ziua de azi vorbesc despre emoții copiilor. Aud asta în jurul meu și aud copii care ei înțeleg concepte. Da? Să vorbesc despre invidie e un concept, să vorbesc despre... E o emoție, invidia.
dar în esență este și un concept. Și el poate fi înțeles cu adevărat de către copilașii care au împlinit minim 6 ani. Mai înțeleg și cei de către 5 ani, să zicem, dacă sunt mai obișnuiți, dar să ne putem aștepta că este corect, o așteptare corectă este să înțeleagă corect de pe la vreo 6 ani în sus. Deci cei de școală sigur înțeleg, la grădie altceva. Acolo vorbim un pic despre emoții într-un alt mod, dar le vorbim. De ce să le vorbim lor despre emoții? Pentru că este ceea ce îi va conecta la ei înșiși și copiii care se simt conectați cu ceea ce trăiesc ei, se simt conectați și cu adultul care îi ajută să se conecteze cu ei. Da? Și atunci veți avea, eu vă propun o variantă de succes. Deci ceea ce vă spun este că este o variantă care chiar funcționează. Pentru că eu o folosesc și la centrul educațional și cu copiii mei de acasă. Este o variantă de succes dacă căutăm să înțelegem și cu corpul și cu vorba cum să o transmite copilașului. Imediat se conectează la ea, chiar dacă ei n-au mai fost învățați. Se devin senzitivi, devin sensibili și noi vrem copii senzitivi la propriile emoții pentru că numai așa pot învăța din ele și pot înțelege ce simt ceilalți dacă ar fi în locul lor. Deci avem variante din astea cum ar veni de conectare. Copiii se pot conecta la o informație sănătoasă și pot să crească din această informație și să ajungă să aibă răspunsuri sănătoase la propriile emoții, adică comportamente sănătoase sau un mix de cele două. Că sunt copii care înțeleg și au și varianta sănătoasă, dar uneori ca și adultul obosit se grăbesc și o folosești pe aia nesănătoasă. Important este să-i vedem că au crescut în timp și că ajungi să o aibă și pe cealaltă și în timp să o folosească tot mai des, ceea ce arată că ei au crescut, au evoluat. Dar încă sunt copii și poate că o mai au și pe cealaltă când se grăbesc, când n-au voință, când... Da? Ca și adulți. Bun. Deci odată o să întreb ce ai simțit tu, da, ca să conștientizeze copilul. Aha, și atunci tu când simți, de exemplu, să zicem, furie, că ai auzit, nu știu, cuvântul ăla urât sau că te-a împins celălalt sau că ți-a luat ceva sau că s-a așezat pe un loc unde ai fi vrut tu sau poate se juca doar cu ceilalți și pe tine te-a respins sau ce motiv simte copilașul ăla furie? Că pot fi foarte multe scenarii. Ok, deci când ai simțit tu furie, ție ți-a venit din acel loc, ți-a venit să împingi și tu și să faci și tu la fel? Da. Ok. Da, atât. Atât. Doar îl ajutăm să înțeleagă ce s-a întâmplat cu el. Ok. Dar gen, nu judec ceea ce ai trăit tu, ok? Înțeleg că așa a fost pentru tine. Și apoi și spui și celuilalt. Vedeți, n-am dat nicio soluție. Nu le-am dat... N-ar trebui să vină încă cu soluții. Întâi trebuie să se conecteze la ceea ce trăiește fiecare și să aibă fiecare dintre copilași timpul acesta de a se simți conectat cu ce a trăit așa cum a trăit. Da? Asta este calea către a ajuta sănătos. Acum vă zic calea lungă, o variantă de cale lungă. O, eu să zic o variantă de cale mai scurtă. Bun. Apoi întreb și celălalt copilaș. Tot așa cum a fost pentru tine totul. Spune-mi un pic. O să-mi spună cum știe el să-mi spună. Da? Și o să-l ajut. Ok, deci cum s-a început, nu cine a început sau nu căutăm vinovați, ci cum s-a început totul, ce ai făcut tu în toate astea, ok? Dacă celălalt intervine că n-a fost așa, că să stai un pic, că am stabilit că fiecare vorbește, acum vorbește el, te rog să ascult și eu ascult și el te ascultă pe tine, da? Vin cu această fermitate și după ce a terminat și al doilea copilaș de spus și lui o să-i spun, aha, o să-l ajut, deci să înțeleagă, să conștientizeze ce emoții a simțit și care au fost răspunsul lui. Și atât, da? Deci e ca o situație din aici și acum. Atât. Nu că și ieri ai mai făcut, că tu și așa, vorbim de aici și acum, așa cum s-a întâmplat aici și acum, da? Nu judecăm. Bun. După ce am luat aceasta, întrebăm pe fiecare dintre ei, eu așa fac. Iau pe rând. Bun, acum că ați spus fiecare. Spune-mi, ce ai vrut tu de fapt să-i spui? Îi ajutăm, le dăm o șansă în acest moment să corecteze. Vedeți că asta putem să facem și ca și adulți. Greșim ca și adulți, dar păi copiii.
Ce-ar fi sănătos ca și adulți să facem atunci când realizăm, conștientizăm că am greșit și ne pare rău? Să corectăm și să nu lăsăm mult timp, da? Și iată, le dăm o șansă de a corecta. Ok, ce vrei tu de fapt să-i spui lui? Ce ai fi avut nevoie de ele? Ce ți-ar fi plăcut? Vrei? Și eu poate că îmi dau seama din ce mi-a zis. Vrei să se joace cu tine? Da. Păi și poți să-i spui chiar așa, data viitoare, în loc să lovești, împingi. Poți să-i spui tu așa, ai vrea? Da? Știu dacă spune da, mulți dintre ei spun da. De ce? Pentru că s-au simțit conectați, nu s-au simțit judecați, au simțit că cineva chiar i-a ascultat. Da? Ei au nevoie să fie văzuți, este o nevoie de bază, să fie auziți, o nevoie de bază, să fie înțeleși fără să fie judecați. De bază. De aceea sunt caldă, fermă, nu judec, nu spun că bă, nu e ok să simți așa ceva, asta e o judecată, de unde știu eu că nu e ok, ce ar trebui să fiu eu sistemul de referință pentru el, nu suntem unici și e ok să ne respectăm pentru această unicitate și sentimentele sunt sfinte și ar trebui să le lăsăm așa. Da? Și atunci copilașii o să ajungeți foarte repede la inimile lor, dacă puteți, să vă prelucrați pe voi și dacă vă doriți, ca și adulți, dacă ne dorim, să putem fi un exemplu sănătos, nu de teorie, de practică, că tot ce spun eu acum este o practică, efectiv. Eu, prin modul în care m-am adresat acestor copilași, am demonstrat că nu judec, că îi ajut să doar se înțeleagă pe ei într-un mod care să-i conecteze sufletește, pentru că emoțiile sunt specifice sufletului, cuvintele sunt specifice minții și dacă mintea se conectează cu sufletul, este o experiență reală care îl poate ajuta pe copilaș în aici și acum să-l sensibilizeze în legătură cu ce a făcut. Adică își va da seama, da, într-adevăr, puteam poate și eu să-i zic pur și simplu, da, uite că am ales să lovesc și credeți-mă, copilașii sunt infinit, dar ei mici. Dar sunt foarte inteligenți și atât de repede absorb lucrurile astea. Și o să vedeți că veți fi printre acei adulți în care când intrați pe poartă o să fie să vină, să alerge, să vă îmbrățișeze. Ca așa se simt copiii conectați. O singură experiență să fie avut de conectare în felul ăsta și de încurajare. Și eu vedeți că nu le dau soluții, pot sugera lucruri, da? Pentru că am spus, ok, ce vrei tu să-i spui de fapt, da? Și l-am întrebat pe unul din copilași. Și el spune, vreau și eu să mă joc. Dacă nu știe el să spună, dau eu seama din ce mi-a povestit. Vrei să te joci? Vrei să îți dea și ție ceva? Să te lase pe tine pe locul ăla? Să nu îți facă așa la lucrurile ăla, să-ți facă altfel? Adică avea cerere, nu da? E ceva de cerut, nu? Sau te așteptai să primești ceva? Cam asta e. Ori vor să ceară ceva, ori să așteaptă să primească ceva. Dar vor să primească. Și atunci asta e. Aici e varianta. Da, bine. Păi ai putea data viitoare să spui chiar așa, să te duci și să spui, te vreau și eu, dă-mi și mie, lasă-mă și pe mine, fă-mi așa și nu așa, în loc să te duci să lovești, să împingi, să vorbești urât sau să-i faci altceva care este neplăcut, că ai văzut că n-a înțeles nimica din asta. Te-ai înțeles din asta ce vroia el de fapt și să zică ceva. Nu. Am înțeles că îmi trage una și i-am trage și una și cam atâta, da? Și îl întrebăm și pe celălalt. Spune tu, te rog, uite că ție ți-a spus, uite. Și ne uităm către celălalt, te vezi că te-a ascultat. Spune și tu, te rog, tu ce ai fi avut nevoie? Ce ai fi vrut? Sau cum te-ai simțit atunci când celălalt a venit și ți-a tras una în loc să-și ceară ce avea de cerut? Păi n-am înțeles nimic, așa i-am trage și una. Da? Și ok, și ce avea nevoie tu? Păi poate vreau și eu să și întrebăm. Da? Aici putem veni cu foarte multe nivele de educație, să învețe toleranța. În momentul în care întrebăm, tu ce ți-ai dori? Da, ai putea să ceri așa în loc de așa cum ai făcut? Da, ok. Întrebăm pe celălalt, dacă îți cere așa cum e pentru tine, a, e bine. Și întreb și o să-i dai sau nu știm dacă o să-i dai imediat? Mulți dintre ei zic, păi, poate nu vreau acum, da? Și atunci învățăm pe cealaltă, a, ok, există și varianta de nu, ok, dacă zice nu, cum e pentru tine? Păi eu vreau acum, păi da, și pe tine dacă te-ar forța cineva acum să-i dai ceva, tu ai da? Da? Deci
Foarte multe lucruri se pot învăța dintr-o simplă discuție bine, sănătos intenționată, să zicem. Da? Dar bine, eu sunt sigură că toți adulții sunt bine intenționați, dar că trebuie să-și înțeleagă această bine sub forma sănătoasă sau nesănătoasă și pentru cine. Și pentru cine? Sănătos pentru, doar pentru mine ca adult sau e sănătos și pentru copiii cu care am vorbit ceea ce am vorbit eu? Da? Deci asta e varianta lungă. Varianta scurtă. Când n-am timp. N-avem timp de variante lungi și de educație în asta emoțională, deși colectivitatea este și despre asta și nu este doar 5% cât se întâmplă acum și atunci asta ne arată o reală problemă de lipsă a implicării educației. Dacă agresivitatea mare în școală este doar ne arată că este implicare puțină pe partea emoțională, atâta tot, acum. Da? Dacă am vedea-o corect, am zice, aha, deci înseamnă că avem nevoie de educație în doar de 5% pe emoțional, avem nevoie de 50%. Cum ar fi dacă din toate orele s-ar aloca o doză foarte bună și de la început, din clasa 0 să-i luăm, că dacă îi luăm de la început, atunci lucrurile se vor vedea în clasa 1, în clasa 2. Nu mai pornim de la același nivel de unde am pornit din clasa 0. Deja, ca și colectiv, ne-am îmbunătățit. Mai sunt hibe și bube specifice fiecare etape și fiecare vârste întotdeauna vor fi, că la fiecare vârstă e altceva. Dar nu rămânem și nu pornim tot timpul de unde eram, am pornit din clasa 0. Da? Și atunci, prima recomandare este o implicare foarte serioasă în zona asta. Educație și se vede că sunt tot felul de resurse din punctul ăsta de vedere în ziua de azi, să vedem cine găsește și cum să le implementeze și cum să facă o chestie practică din asta. Dacă mulți avem idei bune și dacă nu sunt practice și nu știm cum să le aplicăm, rămân la nivel de idei frumoase și cam atât. Varianta scurtă. Deci încă i-am văzut pe doi care sunt în conflict, da? Mă duc la fel, intervin fizic și verbal. Dacă este suficient verbal, stop, vă rog frumos să vă opriți, nu aveți voie să faceți asta aici, da? Atunci este suficient, dacă nu o fac și fizic, nu aveți voie, stop, stop, deci pun stop-uri, nu strâng, nu agresez. Un adult care agresează, ca să-i oprească pe alții care agresează, însuși dă exemplu că agresivitatea e soluția. O să spun eu ție că nu ne lovim dacă eu te-am lovit și te-am împins și te-am tras. Scuză-mă, e ca și când ceea ce spun și ceea ce fac nu sunt sincronizate, sunt, cum ar veni, contradictorii. Bun, și atunci mă duc, zic stop, nu aveți voie să faceți asta aici, în acest spațiu, nu ne lovim, nu vorbim cuvinte care rănesc, dacă avem nevoie să spunem ceva și ne e greu, nu știm cum să spunem asta, cerem ajutorul unui adult. A? Nu aveți voie să vă loviți sau să vorbiți așa. Aveți nevoie de ajutor? Vă ajut eu. Da? Și pot să fac o chestie pe scurt. Spune ce s-a întâmplat, vă rog, pe scurt, avem, nu știu, mă uit la ceas, atâta timp pentru a discuta, poate sunt 7 minute, cât mai e timp din pauza respectivă. Dacă reușesc în timpul ăsta scurt doar să-i ajut să înțeleagă, ok, a fost ceva care va deranja, va pica rău, nu aveți voie să vă loviți. Doar le explic despre reguli. Nu intru în sentimente, nu intru în a-i ajuta cu adevărat profund, da? Și atunci să nu mă aștept ca copiii aia să fie înțeles profund. Doar să am așteptarea că ei să li se reamintească o regulă și că ei nu au respectat regula și că există și o consecință. Da? Tot timpul trebuie să vorbesc despre consecințele faptelor tale. Asta înseamnă că tu trebuie să-ți asumi propria faptă, da? Copilașul învață că, ok, faptele noi trebuie să ne le asumăm, eu am făcut, eu sunt responsabil, nu de vină, vina e altceva, nu vorbim în termen de vină, eu sunt responsabil și le spunem așa, este responsabilitatea ta faptul că tu ai ales să continui această luptă, da? Dacă unul începe, el a început, că așa fac copiii. Bine, dar fiecare cine a lovit este responsabil de propriul corp și de ce a făcut cu corpul său, așa că vreau să știți că există o consecință dacă ai făcut asta și consecința este că ții distanța. Dar din punctul meu de vedere, asta e consecința care este sănătoasă. Consecința este că ții distanța. Timp de, și le dăm un timp. Uite, cred că v-a fost foarte greu, așa că timp de 15 minute, eu le-aș da așa un timp, dar zicem că e prima oară când îi vedem.
Tot timpul când e prima oară, e ca la avertismentul de la poliție când ai făcut o greșeală. Dai un avertisment, uite, timp de 15 minute, îți dau așa un timp de avertisment. 15 minute nu aveți voie să vă apropiați unul de celălalt decât dacă vă respectați spațiul. Nu ne împingem, nu vorbim urât, nu luăm nimica de la celălalt fără să-l întrebăm. Asta înseamnă să respect spațiul. Explic ce înseamnă respect. Da? La copii nu le dăm concepte fără să le explicăm conceptul în comportament. Nu-i zic, respectă-l pe celălalt. Păi și Dumnezeu știe ce înțelege copilul prin respect. A înțeles ceva de acasă ce e respect. A înțeles ceva de pe stradă, a înțeles ceva de la bunici, de la... Eu trebuie să-i spun exact ce mă aștept de la el. A vă respecta înseamnă nu ai voie să iei ceva, nu ai voie să intri în spațiul lui personal, spațiul lui personal e cam atâta, cam la 1 metru, o mână, de la corp în jurul lui, fără să-l întrebi pe colegul tău dacă este de acord cu ceea ce vrei tu să faci în spațiul lui. Și poate fi orice, să-l atingi, să îl îmbrățișezi, să îl împingi, să iei ceva din spațiu și așa mai. La fel și cu lucrurile lui. Ești de acord cu asta? Îl întrebăm, da? Deci vedeți că eu nu doar îi spun și am plecat. Întreb, ești de acord cu asta? Da. Dacă unul dintre ei mi-a spus că nu e de acord, o să explic că există o consecință și la asta. Păi dacă nu ești de acord, atunci va trebui astăzi să nu te mai apropii deloc de acel copilaj, da? Până când ești tu pregătit să înțelegi că fiecare are un spațiu și că este dreptul fiecăruia, inclusiv al tău, ca spațiul tău să fie respectat, e dreptul tău, e dreptul lui ca spațiul lui să fie respectat, e dreptul meu ca spațiul meu să fie respectat. Și dacă nu pot asta, atunci va exista cineva, un adult responsabil, să vă ajute să înțelegeți asta. Eu sunt aici, acum, da? Când te duci în clasă, e doamna învățătoare sau profesoare. Da, deci când nu am timp, ce fac? Intervin într-un mod scurt, ferm, cu distanță. Ați făcut asta, da, țineți distanța sub formă de avertisment. Dacă să zicem că este un conflict, care se întâmplă? Și eu știu că e așa. Și ei mi-au spus că el așa îmi face în fiecare zi. Nu mai avem avertismente. Zicem direct, voi astăzi țineți distanța toată ziua. Aveți voi astăzi să vă apropiați. Deloc. Puteți mâine din nou, vedeți că există șanse în fiecare zi, ca la poliție. Ai greșit cu ceva, ți-o dat direct, să zicem, amenda. Asta e amendă ce dau eu aici. E o formă de disciplină. Deci amenda este, nu e ceva dureros, nu este o pedeapsă, este o consecință care învață pe copii că au o responsabilitate, că nu vin și fac ce vor ei aici. Există acțiunilor tale. Și dacă tu alegi să nu-i respecti deloc spațiul celuilalt și nici să nu vrei, și ai făcut asta și ieri și alaltă ieri, da, se tot repetă, nu mai primești avertisment, e direct amenda. Amenda e distanță. Astăzi nu te apropii deloc de el. Din nou, și pot să îmi cer mie ajutor, dacă dorești, să te apropii și să înțelegi cum să te apropii astfel încât să-i respecti spațiul, da? Deci, eu rămân într-o formă din asta de disponibilitate ca și adult, dacă vreau să fiu așa, și să înțelegem că noi ca adulți că e foarte important cum transmitem aceste reguli, că dacă eu vorbesc urât, impunător și zic, asta e distanța și dacă mai faci așa și mâine distanța, adică se înțelege că am transmis. Se înțelege că am transmis o stare și că copilul să mă aștept să fie influențat de această stare, da? Eu dacă îi spun simplu, dacă polițaiul când vine și îmi spune ceva, dacă nu se apucă să murle sau să vorbească urât cu mine, eu înțeleg că doar îmi aplică o regulă și eu merg pe consecința acelei reguli și că asta e, am greșit, eu mi-asum, da? Așa și eu, mă duc și spun. Păi astăzi ții distanța, mâine poți din nou să te apropii de acel copilaș dacă îi respecti spațiul. Dacă te duci iarăși să iei lucruri și așa, îmi pare rău, nici mâine nu te poți apropia, dar în momentul în care tu ești pregătit și dacă ai nevoie de ajutor în sensul ăsta, eu te ajut. Dacă vreau să fiu disponibil. Dacă nu-i arăt un adult responsabil din jurul lui. Sau dacă vrei, vorbim cu mami. Da? Hai să vedem. Hai, vorbim cu mami, facem ceva împreună. Ai vrea? Da? Hai să vedem. Poate să găsim unde... Că, uite, e așa, te duci, te lovești, adică care e ideea, știi? Adică să-i ajutăm, de fapt ne arătăm acolo ca niște adulți, e așa aș recomanda eu, calzi. Da, putem să le explicăm despre reguli, să fim ferm, să le spunem că ai mai făcut asta, nu e ok, ții distanța direct. Și
Dar sănătos ar fi să existe această disponibilitate, că altfel ei cum învață? N-ai. Eu înțeleg că dacă un copil care tot repete, tot repete, tot repete, eu nu știu dacă copilul ăla are altă variantă învățată sănătoasă. Și atunci, cel mai probabil nu. Nu prea Da, cred eu că așa nu este. vrea. Copiii fac ceea ce pot. Se și vede pe ei, fac ceea ce pot. Eu cred că încă nu poate sau nu cred eu că este nu vrea. Este un copil violent, nu le spuneți copilor că sunt violenți. Ei nu sunt. Au un răspuns violent la ceea ce simt ei și este o etapă în care pot fi ajutați de noi. Da, așa este. Raluca, ai informații prețioase. Mulțumim mult și e clar că noi adulții trebuie să lucrăm cu noi și să vindecăm etapa copilăriei noastre, să fim tot timpul într-un proces de dezvoltare personală, practic asta este, și de emancipare în același timp, ca să putem ajuta generația de astăzi. Iar Da. această agresivitate să dispară, de fapt. Da, Da. să se vadă că copilașii au răspunsuri tot mai sănătoase. Și eu o spun pentru că și la centrul nostru educațional din septembrie am pornit dintr-un punct cu aceste interacțiuni între ei, mai ales la secțiunea de after school, pentru că la grădiniță este un pic mai ușor, la creșă cel mai ușor, dar la after school se văd că este cel mai mult de lucru, de aceea și în școli cel mai mult de lucru. Și se vede Și se vede de evoluția. Se vede că un copilaș căruia i-a fost cel mai greu de la început să aibă răspunsuri sănătoase. Oh, și să vedem că un pic cred că te-ai blocat mâna sau eu. Punem un pic pe pauză. Punem un pic pe pauză și revenim. Așa, asta spuneam că la centrul nostru educațional After School se vede foarte frumos evoluția, tot așa s-a pornit de la un nivel de interacțiune mai brut. Asta este, să zicem, răspunsul brut la furie. Răspunsul brut la furie, forma asta cea mai brută, este brutalitatea, adică violența. Răspunsul mai rafinat, când copilașul înțelege și se vede că cel mai probabil își înțelege emoția, a ajuns să o înțeleagă cu ajutorul și prin propria inteligență, foarte mulți pot să absoarbă asta din jurul lor doar văzând, sau și prin faptul că a fost ajutat. Acești copii au fost ajutați la after school, tocmai să aibă această interacțiune despre care am vorbit. Exact așa făceam. Uite, explicam regula, aici nu avem voie asta, nu avem voie asta, tu oriunde altundeva, în mediul în care ești, acolo tu știi cum este, noi ți-am explicat aici la noi cum se întâmplă lucrurile și care sunt consecințele acțiunilor tale. Și ajutându-i tot așa să se înțeleagă, să-și înțeleagă emoțiile, s-a văzut în timp un copilaș care la început avea un răspuns foarte brut, adică toleranță mică la propriul stres și au crescut toleranța, au înțeles regulile, le aplică, nu trebuie să le mai explici, nu le explici de fiecare dată regulile. O perioadă le tot reamintești, că mai pleacă din mediul tău, se duc în alt mediu, nu știm cum e acolo, când se întorc, parcă zici că au uitat. O perioadă, dar după aceea așa de ușor se refamiliarizează și când intră într-un loc, deja știu cum e în locul ăla, că nu-i mai amintești nimic și pur și simplu spui, stop, zici că ai ridicat tonul, e ajuns să se conștientizeze pe ei și atunci imediat lucrurile se rezolvă. Și ca atare se vede la noi așa o liniște, chiar și cu copii care, copii care în timp au învățat să crească toleranța la propriul stres. Deci se poate, clar. Da, clar. Clar se poate. Raluca, mai voiam să te întreb cum reacționez eu ca și părinte dacă copilul meu vine acasă și îmi spune: "A, păi colegul meu m-a împins, m-a lovit, m-a jignit." În cele mai multe cazuri eu tot aud în jurul meu, mai ales când un copil este lovit, părintele reacționează: "A, păi tu de ce nu i-ai tras una?" Da. Adică fix cu aceeași monedă. Moneda.
Iar în celălalt, în partea cealaltă, intervine pedeapsa. A lovit, ești pedepsit. Nu ai voie, nu știu, să mai ieși afară sau prin diferite modalități. Ce părere ai despre pedeapsă? Da, orice formă dureroasă de a învăța lucrurile, atâta timp cât vine la pachet cu durerea învățarea, să ne așteptăm să fie o învățare adevărată. Va fi o învățare cu durere. Și atunci nu cred eu că copilașii din pedeapsa, haideți să și definim pedeapsa, da? Uite, dacă poți să-mi dai câteva exemple, poate ce le ai tu, din pedepse ce le-ai auzit de la părinții din jurul despre care vorbești. Că nu-i mai las afară în ziua respectivă sau pentru câteva zile, că nu-i mai las să se joace jocul preferat pe tabletă, nu-i mai las să se întâlnească cu grupul de prieteni. Cam pe acestea le-am auzit așa în jurul meu. Da. Deci, hai să vedem în primul rând dacă aplicăm astfel de consecințe care sună exact a pedeapsă. Pentru că să știți că nu e clar, nu, văd că mulți dintre părinți nu fac diferența între ce e o consecință logică a unei acțiuni și acea consecință să direcționeze copilul prin ceea ce spun sau îi spun să facă, îi explic că asta este consecința acțiunii tale, să se gândească cu responsabilitate la propria acțiune. Pedepsele, pentru că vin, sunt o formă de manipulare nesănătoasă, pedepsele. Pentru că ele nu tratează, nu întorc copilul să conștientizeze ce a făcut și că a fost o alegere ce a făcut el și că acea alegere are niște consecințe logice, naturale, ca orice acțiune, fie că sunt copii sau adulți. Și atunci copilul nu se duce la cauză, adică la propria responsabilitate și la propriile alegeri. El o să înțeleagă că el a fost manipulat, cam asta înțelege. Și să știți că, apropo de îți iau ceva, îți iau timpul afară, îți iau jucăria, îți iau tableta, îți iau desenele, îți iau dulcele, ce-ți mai iau eu? Adică te manipulez ca și adult. Cu ce-ți place ție, nu? Mă gândesc că a, ce i-ar plăcea, hai să iau eu ce-i place, să vadă și el cum e. Și ce să vadă? Adică chiar o să vadă? Chiar ați văzut un copil că dacă iei ceva, el chiar vede? Eu n-am văzut, sincer. Dacă și întrebi cum a fost pentru tine că nu te lasă mami afară. Ai înțeles? Da? Asta e întrebarea cheie. Ai înțeles de ce a făcut asta? E, cum am dus? Unii copii spun nu. Nu înțeleg de ce mi-ar face asta dacă eu am făcut asta, unii spun nu, foarte mulți dintre ei spun nu, alții spun da, că m-am dus și l-am împins pe cutare și am mai făcut asta și ieri și alaltăieri când am fost afară, așa că nu mă mai las afară. Adică au înțeles, așa, și după aia dacă îi întrebi, păi și tu cum ești cu asta? Cum e pentru tine că nu mai poți să ieși afară dacă alegi să faci asta? Adică, ți se pare, cum, ce simți tu în legătură cu asta? Mulți dintre ei o să simtă că nu-i corect. Și e corect ce simt ei. Dar e o nedreptate ce face părintele. Ei tot timpul afară pentru că copilului e greu să știe ce să facă cu propria emoție când și se tot duce și le ia la ceilalți lucruri. Nu cred că copilul e rău intenționat și să-i luăm tot timpul afară ca să vadă și el cum e. Și nu să vadă adevărata consecință asupra faptelor lui. Nu s-o vadă pe adevărat, o să înțeleagă că e o formă de răzbunare, de manipulare. Uite, mă răzbun și eu pe tine, mi-ai făcut ceva? Eu ca părinte, ai făcut ceva ce pe mine mă tot spun ceilalți că ai deranjat pe ceilalți? Și eu timpul afară, da?
Sănătos ar fi să-i spun, păi nu mai ai voie să te apropii de acei copii cărora le iei lucruri fără să-i întrebi. Este o consecință logică. Dacă tu, când vrei să ai ceva, ți-e greu încă să ceri și îți vine să iei. Îmi pare rău, nu te mai poți apropia de același copil. Mai poți sta afară, dar într-un loc unde, să zicem, nu sunt alții care au lucruri. Atunci nu mai ai ce să le mai iei sau nu te duci într-un loc unde nu-ți vine să te duci în spațiu cuiva să iei ceva. Da? Până în ziua în care, asta este deja o formă de disciplină ce îi aplic copilașului, o consecință logică. Dacă tot iei, tot iei, tot iei, îmi pare rău, nu te mai poți apropia. Dar eu sunt aici ca să te ajut, da? Să înveți cum să iei. Vrei să înveți cum să iei acum? Dacă o să zic că nu, că nu, sau îl pot încuraja. Haide, hai să mergem împreună, hai să cerem, da? Eu îi demonstrez cum se cere sănătos. Uite, nu îi luăm din mânuță, că ție dacă ți-a din mânuță îți place? Nu, nici lui nu-i place. Dar îl ajutăm, da? Așa să înțeleagă că există o responsabilitate la propria acțiune. Asta îl ajut pe copil. Ție îți place dacă ți-a cineva din mână? Nu. Atunci și tu ești responsabil să faci lucruri care nu sunt neplăcute pentru ceilalți. Uite, nici ție nu-ți place, dar atunci copilul înțelege. Și înțelege că există doar o consecință a proprie și că el e responsabil de ceea ce alege. Și noi asta e educația sănătoasă, să-i învățăm pe copii despre responsabilitatea propriilor acțiuni. Ori dacă eu îi pedepsesc și le iau lucruri fără să-i ajut să înțeleagă ce ar fi putut învăța din asta. Ce este greșit sau sănătos să facem în interacțiune. E pură educație emoțională, nimic altceva aici. Și da, poate că un părinte nu înțelege cum să aducă această educație și merge la varianta cea mai simplă lui în momentul ăla, dar nu e cea mai sănătoasă. Dacă vrea la o variantă simplă, dar sănătoasă, atunci poate să-i spună, uite, pentru că eu nu pot veni, dar explic de ce nu-l las afară. Eu poate de asta nu pot să-l las afară, că mă pot duce și eu să-l supraveghez. Uite, pentru că eu nu pot veni cu tine și să te ajut să ții distanța de copilași, pentru că nu avem voie să intrăm în spațiul lor. Tu de aia nu ieși acum afară. Te las eu afară. Da? Eu nu afară, că nu pot. Dar îi explic și nu-i spun că din cauza că tu te duci și ei la ceilalți lucruri, eu nu te las afară. Asta scuzați-mă, manipulare, educație nesănătoasă, ziceți-i cum vreți. A tot aia e. Dacă eu vreau educație sănătoasă, atunci explic. Nu te pot lăsa afară, pentru că eu nu pot să vin cu tine și nici nu pot să rog pe tati că face ceva sau pe bunica că nu e bunica acum cu noi, dacă mă poate ajuta o bunică, da? Dar data viitoare, când mai ieșim afară, eu o să vin, o să fiu cu tine, unde ți-e greu să ceri și nu ai răbdare să aștepți, ok, eu te ajut. Da, nu e nicio problemă. Dar ideea este doar să înțeleagă copilul. Orice înțelegere greșită asupra propriei acțiuni și dacă eu nu-i explic copilașului, de unde știu eu ce înțelege el? Și mulți dintre ei nu înțeleg corect ce am să zică părintele. Ei înțeleg, nu m-a lăsat afară, m-a pedepsit, e supărat pe mine. Da, deci nu este o educație sănătoasă pentru că e cu suferință. Cum credeți că se simte un copil în momentul în care îi spun că ori e vina lui, că din cauza ta, că pentru că tu nu vrei să ceri frumos, că da, cumva, eu nu îl ajut să înțeleg că ceea ce simte el sau ceea ce face el este până într-un punct ok pentru vârsta lui. A, n-ai putut să-i ceri. Ok, hai să vrei să te ajut eu? Uite că nu luăm, da? Și dacă nu poți să nu iei acum, nu, va trebui să nu te mai apropii de copilașul ăsta sau cel care atâta tot, da? Deci înțelegem că există o consecință asupra la comportamentul lui. El nu-i greșit, copilul. Eu dacă îi zic că tu nu vrei, că tu ești de vină, că eu doar îi transmit un mesaj foarte puternic subliminal, care o să-i scadă încrederea în el despre sine. Treabă cu tu, că tu ești într-un mod, dar nu, tu ești minunat și ți-e greu, atât. Asta e singurul mesaj care... Și ești ok orice simți tu și eu te iubesc orice ai face. Da? Este un mesaj de conexiune, deci tu ești ok. Ok, ce ai făcut? Da? Toți facem lucruri, atunci să înțelegem că ceea ce facem are o consecință. Hai să învățăm despre asta. Atât.
Dar eu sunt sigură că părinților nu le este ușor să ducă lucrurile într-un mod atât de ușor pe cât le explic eu acum, că se aude așa că parcă ca și când ar fi ceva simplu. Și nu este atât de simplu este. Ușor nu neapărat. Pentru că fiecare trăiește ceea ce trăiește și este exact cum ai spus tu, foarte frumos ai spus, că noi cu toții să lucrăm cu noi, să vindecăm copilăria. Cam acolo e. Bineînțeles că răspunsul meu de adult nu va veni decât dintr-un copil interior care mai e și el uneori supărat. Că dacă eu zic copilului, na, nu mai ieși afară. Fără să-i explic de ce nu iese afară. Fără să-i explic că îl înțeleg că a făcut ce a făcut. Fără să-i explic că știi, e ok să mai greșim. Dacă există o consecință a greșelilor. Hai să vedem. Dar fără toate astea, dacă doar îi spun, nu ieși afară, na, și am tulit-o. Asta e un răspuns din copilul interior supărat. Nu este un răspuns din adultul matur care s-a conectat, a empatizat. Da? Și poate să fie și într-un timp scurt, că eu unele lucruri, da, le spun, iau mai mult timp, dar poate fi și ceva scurt. Uite, nu ieși acum afară pentru că nu pot eu să vin cu tine. Da? E ceva scurt, da? Dar hai că o să discutăm despre ce s-a întâmplat un pic mai încolo când avem timp. Bine? Te iubesc, tu ești minunat, să vorbim despre ce ai făcut un pic mai încolo când avem timp, da? Cât mi-a luat să zic asta? Mai puțin de 2 minute sau mai puțin de 1 minut, da? Pentru părinții care se grăbesc. Doar să-i asigure tot timpul, adică să aducă această energie a siguranței de care copiii au nevoie permanentă. Nevoia de siguranță nu este că azi mă simt în siguranță și e ok, m-am hrănit și mâine nu mai am nevoie. Nu. E ca foamea. Tot timpul trebuie să mănânci ceva în fiecare zi. Așa e și nevoia de siguranță. Ea trebuie hrănită în fiecare zi. Pentru ca copilul pentru să rămână în această siguranță. Dacă eu nu o hrănesc în fiecare zi, el va intra atât de ușor în instabilitate. Acum el se simte în siguranță, acum brusc nu se mai simte în siguranță și atunci e normal să aibă, să intre în creierul care are limbic, care are doar 4 răspunsuri și care ori se luptă, ori fuge, ori se blochează, ori începe cu zona de rușine să se devalorizeze pe el sau să-i devalorizeze pe ceilalți. Asta vor fi răspunsurile lui și atunci să nu ne mirăm că avem copii în școală agresivi. Că ei de aici răspund. Nu au răspuns evoluat, da? Din creierul frontal, care îmi dă posibilitatea să-mi gestionez propria stare și să înțeleg că este ok ceva și cu mine și că eu sunt responsabilă de ceea ce zic sau fac. Ca să am această evoluție și să fie ceva învățat din timpul copilăriei, cineva sigur m-a ajutat pentru asta. M-a ajutat nimeni, păi ce răspunsuri o să am decât alea cele 4? Atunci e normal să vedem nivelul care este de agresivitate. Da, Raluca. Așa este. Și dacă ne uităm în jurul nostru, mai ales la adulți, toate reacțiile pe care noi le avem sunt de fapt din copilul interior. Dacă nu sunt explicate, chiar dacă intru un timp scurt, dacă vin cu o formă din asta de energie care să nu-l ajute pe copil, mai rău îl împotmolește sau îl blochează sau îl duce într-o reacție din asta limitativă dintre cele 4 menționate, sigur este din copilul interior de la adult. Nu este dintr-un loc în care el reușește să-și gestioneze propria stare și atunci copilul asta învață. Da, da, așa este. Sau am mai observat această mască pe care adulții și-o pun uneori, vocea, wow, da, sunt alături de tine, dar în interiorul lor ei sunt într-un clocot și automat copilul nu mai înțelege, că el simte clar acel clocot interior al părintelui și vocea lui care încearcă
să pară cât de cât caldă sau fermă, dar de fapt fermă doar se aude fermitatea prin voce, dar în interior este un vulcan care acum stă să erupă. Da, e nevoie de un proces lung și complex de altfel de dezvoltare, dar într-adevăr nu este simplu, dar nu este nici imposibil și atâta timp cât ne dorim să îi educăm pe copiii noștri și să-i creștem și să-i dezvoltăm într-un mod sănătos, e timpul să acționăm în direcția aceasta. Că doar așa vom putea vedea o schimbare în jurul nostru. Altfel, nu. Da, așa e, așa e. Adică acolo unde eu pe mine mă văd ca și adult, indiferent că sunt părinte sau un adult responsabil de copii sau de a-i ajuta pe copii sau de a fi acolo cu ei, dacă eu mă văd, îmi văd această incongruență între mesaje, între ceea ce simt și ceea ce spun sau ce aș vrea să reușesc, să pot face, dar eu mă văd pe mine că îmi vine complet altceva, da? Sunt două mesaje, asta nu arată decât un conflict interior pe care eu n-am cum să-l transmit copilului altfel decât într-un mod conflictual. Nu o să-mi fie ușor, simplu și ușor să-i pot transmite acest mesaj și el să mă aștept să-l și absoarbă ușor. Cel mai probabil o să absorbă cu dublu mesaj. Dacă mă văd că sunt acolo, sănătos, frumos și ne-ar ajuta pe, sigur ar ajuta pe mulți din jurul nostru să lucrăm, să facem, să nu stăm degeaba, să mergem și să vedem ce este acolo, să căutăm pe cineva cu care rezonăm. Și să ne ajutăm pe noi să fim acea persoană care ne dorim să fim, în prezența copiilor și cu sine. Da. Raluca, îți mulțumesc frumos și îi așteptăm pe cei care vor urmări această filmare să ne pună întrebări și dacă vor un alt subiect pe care să îl dezbatem într-o viitoare filmare, noi îi așteptăm cu drag. Mulțumesc mult de tot! Informațiile tale sunt foarte prețioase și, bineînțeles, de ajutor atât nouă, cadrelor didactice, cât și părinților. Mulțumesc, Mona, mulțumesc de idee și inițiativă și cu drag continuăm seria de filmări și răspundem celor interesați. M-aș bucura să văd acest interes, asta înseamnă că dorim să ne ajutăm unii pe ceilalți și eu, cu toată deschiderea și iubirea, împărtășesc din experiența reală pe care o am cu copiii, că este. Mulțumesc! Mulțumim mult!